Un nou proiect va prinde viață la Orhei. Este vorba despre Parcul Oreșenesc din municipiu. Amplasat lângă Parcul de Distracții Orheiland, acesta va deveni un loc de atracție pentru vizitatorii din țară, dar și pentru cei de peste hotare, spun autoritățile locale. În ajunul evenimentului de lansare a lucrărilor de modernizare a zonei de odihnă, echipa lui Lanșor, primarul de onoare al municipiului Orhei, a prezentat conceptul de dezvoltare a parcului, care va fi amplasat pe 7 hectare. Locuitorilor din Orhei le-a fost prezentat un filmuleț în care oamenii au putut vedea cum va arăta parcul. Pe teritoriul parcului Orhei vor fi restaurate și construite alei noi, 2,5 km de trotuare vor fi reparate și vor fi amplasate peste 70 de bănci. Vor fi construite rampe speciale cu balustrade pentru cărucioare, pentru persoanele în vârstă, dar și pentru cele cu dizabilități, au mai anunțat autoritățile locale. Este o revitalizare grandioasă, pentru că parcul va avea în dotare mobilier urban modern. Deci va fi o atmosferă de poveste, va fi un havuz destul de mare, cu diametru de 10 metri. Vom avea o platformă de vizionare pe lacul Orășenesc, platformă care va fi înfrumusețată cu pergola, unde vor avea posibilitate tinerii însurăței, cuplurile longevive, să-și înregistreze căsătoriile și să devină momente memorabile în viața lor. Noastră foarte bine cunoașteți că aceste filmulețe sunt reale. Acestea nu sunt doar imagini frumoase, dar ele devin realitate, după cum noastră ați văzut și la Orheiland și în multe alte proiecte care au fost inițiate de domnul Lanșor. Și, într-adevăr, la ceea ce visăm, asta și se întâmplă. În jurul parcului vor fi construite drumuri de acces sigure și va apărea o parcare mare de peste 1000 de metri pătrați. Locuitorii din Orhei au recunoscut că așteaptă schimbări de mai mulți ani. Сегодня мы видели уникальную презентацию. Astăzi am asistat la o prezentare unică, pentru că la fel ca toate proiectele pe care le implementează liderul nostru Lanșor, știm sigur că vom realiza acest proiect ca toate celelalte și în curând vom avea un parc fabulos. Avem multe lucruri frumoase în Orhei, poate ați observat. Acesta va fi o altă atracție a orașului nostru. Мы с таким нетерпением ждали, чтобы этот парк восстановили. Așteptăm cu nerăbdare ca acest parc să fie restaurat, pentru că acum 2 săptămâni cu nepotul meu mă plimbam pe aici și mă durea inima. A fost o surpriză pentru noi, nu știam asta. Dar când am văzut ce va fi parcul, nu avem nevoie de Europa. Noi vom fi Europa. Mica noastră Europa va fi la Orhei, începând de la Orhei și în toată Moldova. Мы будем здесь постоянно гостя. Vom fi oaspeți obișnuiți, pentru că suntem de aici, de locului. Ne place orașul nostru, ne place frumusețea lui. Toți cei care vin să ne viziteze, cunoscuți sau rude, spun că Orhei s-a schimbat și s-a schimbat doar în bine. Primarul de onoare al municipiului Orhei, Lanșor, a subliniat că va monitoriza îndeaproape procesul de transformare a parcului și le-a mulțumit locuitorilor care i-au încredințat soarta orașului în 2015. El a mai spus că împreună cu Parcul de Distracții Orheiland, noul parc va deveni un loc de atracție pentru turiștii nu doar din Moldova, ci și de peste hotare. Mersi mult, dragii mei orhieni! Eu sunt foarte bucuros că Orheiul este acum modelul pentru toată țara. Eu sunt foarte bucuros că noi continuăm să dezvoltăm Orheiul nostru. Și în Moldova, eu cred că noi nu avem standardele europene, dar noi avem standardele orhieni. Eu vreau să vă doresc multe baftă, sănătate! Și o lucră bună. Mersi mult! De asemenea, potrivit proiectului, teritoriul parcului va fi iluminat de 90 de lămpi moderne, noi. Vor fi create piste pentru biciclete cu o lungime de 2300 de metri, vor fi amenajate terenuri de joacă pentru copii și un spațiu pentru activități sportive destinate adulților cu o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Parcul va avea un havuz mare și 15 arcade decorative cu iluminare, mai spun autoritățile locale.